pietre care ar cădea din senin, lumânări care ar levita prin cameră sau bubuituri inexplicabile. Asta spun că au văzut și au auzit membrii unei familii din Olt. Oamenii sunt extrem de speriați pentru că, susțin ei, ar fi bântuiți de un strigoi. De când capul familiei a murit subit în ograda lor, povestesc aceștia, s-ar întâmpla numai lucruri paranormale. Ba chiar mama celui care a murit spune că a simțit la un moment dat cum cineva a lovit-o și asta chiar dacă nu era nimeni aproape de ea. Atenție, urmează imagini și informații cu un puternic impact emoțional. Așa, pietroaie cu niște de alea cu ciment, așa. Dintr-o dată au sărit paharele, s-au făcut țândări. Wow, Doamne, mor de frică! Sunt moartă de frică! O comunitate întreagă tremură de frică de când în sat s-ar întâmpla lucruri paranormale. Pietre care ar cădea din senin, obiecte care s-ar deplasa singure și bubuituri inexplicabile. Asta spun într-un glas mai mulți săteni, că s-ar întâmpla chiar lângă casele lor. Să ne dormim, că ne frică. Am auzit bubuitură în geam. Nici cuvinte nu am ce să mai spun. Toate lucrurile inexplicabile ar fi început acum 2 săptămâni, chiar în ziua în care un bărbat a încetat din viață. Marcel s-a stins subit la doar 46 de ani, după ce a fost diagnosticat cu o boală cumplită. Iar de atunci, întreaga familie, dar și mai mulți săteni susțin că ar fi bântuiți de spiritul acestuia, sau un strigoi, cum spun localnicii. Cine este doamna acest strigoi? E băiatul meu. A fost dezgropat și zic că l-a tăiat în patru și ca să nu le mai facă rău. Când a fost dezgropat? Am auzit și eu. Dincolo de speculațiile decupate, parcă din cele mai înfricoșătoare filme, spiritul lui Marcel, bărbatul mort, povestește mama lui, nu și-ar fi găsit deloc liniștea și, tocmai din acest motiv, ar provoca numai pagube. A dat cu piatra și l-a spart. Cine a dat cu piatra? Mortul. Atât ziua, cât și noaptea s-ar întâmpla lucruri ciudate în gospodăria familiei din județul Olt, acuză femeia. A început cu pietre și în căruță și a dat și în geam. Aici îi spart de tot, îi spart tot la bucătărie. Mai mult, femeii i-a înghețat sângele în vene când ar fi văzut cum mai multe lucruri pur și simplu ar fi zburat prin casă. S-ar fi întâmplat chiar în timpul priveghiului pentru fiul ei. Aici pe sală de era mortul, a început să dea cu lumânări, cu oglindă, cu cană, cu un ciocan, cum o fi luat paharele, că le-am găsit unul pe acoperiș și 2 aruncate pe bătătură sparte. Castronul a fost pe acoperiș și o craticioară a fost aruncată la vecina asta, în curte. Și fratele bărbatului care a murit e îngrozit de cele petrecute, povestește el, chiar sub ochii săi. A fost multă lume acolo. Iesui la fel ca pe niște porumbi într-o cameră. Femeia, fiul și nora acestuia au plecat de acasă de când ar fi început să se întâmple aceste lucruri inexplicabile. Lucruri la care și mătușa Ionica spune că a fost martoră. Femeia își amintește cu groază ziua în care tot acest calvar ar fi început. S-a simțit prima dată la mine, acasă. Când a intrat copiii în casă, ne-a ars becurile, de afară și de la bucătărie, imediat. Când m-am întors înapoi, am fost cu un băiat, a dat cu piatra în prima țavă. Și au început oamenii să zbiere pe afară, că fug paharele. Eu, mai curajoasă, ia să văd eu. Când m-am pus lângă zid așa, a trecut paharul în fața noastră, paharul cu gura așa a venit. A căzut lângă ligheanul cu tămâie, cu lumânări acolo jos. Când am intrat în casă, a venit o candelă de lângă el, care nu era aprinsă, a venit candela goală. De la masă a venit lumânările, câte una, câte una, după a venit punga goală. După aia s-a ridicat ciocanul de jos. După ciocan a venit o piatră și a căzut pe plită. După piatră s-a mișcat televizorul, s-a pornit televizorul. Când a intrat un nepot al maică-sa de afară, i-a trântit căldarea cu leuștean. I-a trântit leușteanul jumate, unde era mortul,
jumate din coace. Și atunci ne-am speriat tare, am zis că gata, este ceva cu el. Ne uitam că zburau, venea un vuvuit așa, un urlet mare. Zburau așa din senin prin casă? Din senin. După ce am făcut mormântarea, a plecat lumea, am spălat vasele, tot când să plecăm acasă, a dat cu scaunul după cumnată sa, a lovit-o peste picioare. La dumneavoastră acasă s-a întâmplat ceva? Da. Mi-a pus chiar în ușă unde să intru eu pe sală, un bax de hârtie igienică. Mi l-a pus drept în ușă să văd că a venit. A fost un semn. Semnele din ce în ce mai înfricoșătoare i-au făcut pe cei din familie să tremure de groază, mai ales pe fratele lui Marcel. Cum intră în curte, cum dă cu pietre? Da, cu bani, cu pahare, cu scrumiere, mașina spălată, dată peste cap. Ei bine, Iulian, fratele tinerului care a murit, pune toate întâmplările ciudate pe seama lui Marcel, care ar fi purtat ranchiună. De mai certat, de mai juran. Credeți că asta e o modalitate de-a lui de a se răzbuna? S-ar putea. Și cumnata lui Marcel spune că a văzut lucruri pe care nu și le poate explica. Am auzit bubuitură în geam. Vecina mea m-a luat la ea și stând acolo la ei la masă, avea câteva pahare. Și dintr-o dată au sărit paharele după masă, s-au făcut țândări. De disperare, mama bărbatului mort a pus în aplicare chiar și ritualurile pe care le știa de la bătrânii satului. Am pus un usturoi. Ce din bătrân, dacă pui usturoi, nu mai se întâmplă nimic, dar degeaba. Așa că povestește familia, oamenii au cerut și ajutorul preotului. În timp ce citea preotul, a venit piatra și a spart primul geam. A rămas piatra la geam. A citit mereu, așa înfricoșat, iar a venit altă piatră. Iar l-a spart și pe ălălaltul. Cine, doamnă, cine ar face lucrurile astea? El. E necuratul. E necuratul în el intrat. În cine? În Marcel. Dacă cineva știe și poate să ne ajute, deci să-i facă ceva, că eu n-am fost de acord cu preoțul să vie să facă la casă, pentru că ei la casă n-au nimic, lui trebuia să-i facă ceva, să-l liniștească, să nu mai vie, să nu mai facă rele, să vie să-l liniștească. Deci să-l liniștească pe el, nu casa, când casa la ei nu e nimic, pe el, că el umblă pe drum de face rele. Între timp, ni s-au alăturat noi invitați, Iris Hergelegiu, clarvăzătoarea care susține că l-a văzut pe Răzvan Ciobanu înainte să-și dea ultima suflare, vă aduceți aminte, și profesorul sacroterapeut Emilian Prodan. Bună seara! Bună seara! A rămas și Mara. Alături de noi invit pe Mirela Vladu, soția bărbatului mort, și Emilia Zgărâmbuță, mama acestuia. Bună seara! Bună seara! Luați loc! Eu când am vorbit cu colegele mele despre acest subiect, vă recunosc că m-am înfiorat. Da. Când a decedat Marcel? Nu mai știm unde sunt, n-am mai dormit acasă, am dormit până în alte sate. Aveți ochii atât de roșii. Cum? Aveți ochii atât de roșii. Păi dacă aveți... nu pot să mă stâmpăr din plâns. Doamnă, când a murit băiatul? Păi a murit pe 23. Pe 29. 29. Da. A făcut astăzi două săptămâni. Acum mai. Două săptămâni. Da. De când l-am mormântat, adică de când a murit. Cum e astăzi, a murit miercurea. Și vinerea l-am mormântat. Și când au început să apară aceste... Atunci când l-am adus acasă. Dar de ce a murit, doamnă? Era bolnav? Că băiat tânăr, 46 de ani. A vomitat sânge toată noaptea, într-o sâmbătă spre dimineață. Era bolnav. A, da, n-a, l-a nu ne-a spus nimic, n-a avut nimic, a muncit în continuu, a fost un băiat muncitor, un băiat tarnic. Dumnezeu să-l ierte. Doamnă, nu mai e ceva mai dureros decât durerea de mamă să-ți moară copilul. Copil ce este... Era botezat. Și atunci când l-a adus, atunci s-a întâmplat, Denis, s-a întâmplat așa. A întrebat părintele dacă era botezat, doamne. N-a fost bolnav, cum vă spus. A fost botezat? Era da, botezat? Da. Și atunci când, că nici nu mai știu, m-am intimidat, el a muncit până a murit. Nu ne-a spus nimic, a ascuns în sufletul lui, nu știu ce s-a întâmplat, că eu sunt bolnavă cu inima. Și el căuta să nu spuie mie ca să nu mă supere.
Poate îi dăm apă, doamnei, sau ceva. Doriți un bar cu apă? Păi vreau, Paula, sigur. Puțin așa. Da. Pierderea unui fiu, unui soț, da, unui copil, unui nepot este, da, groaznică. Da. Dar ce ne povestiți dumneavoastră este și mai, nu știu cum să spun. E foarte, foarte... Am senzația că suntem într-un film și a dus boala pe, da, picioare, asta e... A făcut, nu, nu, eu vorbesc de a, ce de s-a întâmplat după moarte. Dar nu ne-a zis, deci l-ați adus de la spital, l-ați adus acasă? L-am adus la spital, la Zlatina. Și de acolo, de la Zlatina, a stat 4 zile și a murit. Ce să-i fac? A murit. Și acasă, când l-ați adus, decedat fiind, au început... Deocamdată n-au început așa chiar repede. Păi nu știu pe la ce oră a început. La, după 12 noaptea. După 12 noaptea a început să dea cu lumânări. Da. Da, cu lumânări, cu o candelă, cu o cană, cu o oglindă, da, așa, în casă. Și noi de frică ne-am strâns 17-18 inși într-o cameră, acolo eram strâși ca peștele, nu așa. Nu arunca nimeni cu aceste căni, nicio persoană mea. Nu era cu lumânări și cu căni. Doamna Cristina, n-a fost nimeni decât el, a fost un ciocan după o ladă de dormeză și a luat ciocanul de acolo și cu ciocanul așa, da, și a căzut la o femeie, văzut cu la mâna, o vecină. Așa, ridica mâna. Nu s-a văzut nicio mână, nimica, decât ciocanul venea așa aer și a căzut în poală la o vecină care era și ea acolo. Eu vă spun sincer, eu n-am crezut niciodată în strigoi sau în chestii de-astea, dar mi-e greu să cred că cineva ar inventa cum, sau 17 persoane. Cu puterea minții, da, obiecte. Că există treaba asta. Eu sunt oameni care au, că puterea gândului e cea mai mare, părinte, nu? Părinte. Ce pot să vă spun? Aceste lucruri nu sunt chiar străine bisericii și în mod special, probabil, dacă am întrebat mulți preoți duhovnici din țară, ar putea să confirme faptul că s-au mai întâmplat lucruri asemănătoare.